v-am regăsit. Azi vom rezolva încă o problemă frumoasă și interesantă. Și este interesantă mai ales pentru că, așa cum s-a întâmplat și cu o altă problemă pe care am prezentat-o, ea leagă domenii care n-au nicio legătură unul cu celălalt. Și anume, pentru rezolvarea ei, trebuie să știm câteva lucruri legate de legea atracției universale, adică de gravitație, pe de o parte, și câteva lucruri legate de mișcarea oscilatorie armonică, pe de altă parte. Repet, lucruri care în mecanică n-au nicio legătură între ele. Și această problemă este frumoasă pentru că ne va învăța ceva. Ne va învăța ceva foarte important, nu numai pentru fizică sau pentru matematică, ci chiar pentru viața noastră de zi cu zi. Nu în sensul unei învățături practice, ci în alt sens. Dar nu vreau să anticipez, vom vedea la sfârșitul rezolvării ce ne învață această problemă. Este vorba despre celebra vechea problemă care spune că forăm un tunel de la polul nord până la polul sud, așa cum vedeți în desen. Nu ne interesează faptul că tehnologic vorbind este imposibil de făcut acest lucru, mai ales din cauza temperaturilor foarte înalte din miezul Pământului. Presupunem că am reușit să instalăm o conductă între cei doi poli care trece prin centrul Pământului. Aici vedem capătul conductei de la polul nord, iar aici vedem capătul conductei de la polul sud, ca să avem ce să ne imaginăm. Ceea ce facem este că lăsăm un obiect, să zicem o piatră, de la, să zicem, polul nord, n-are importanță de fapt de unde începem, lăsăm o piatră să cadă prin această conductă. De la polul nord, să zicem, ca să fie clar despre ce vorbim, spre polul sud. Și vrem să calculăm două lucruri. După cât timp va ajunge piatra în partea cealaltă, adică va traversa tot Pământul, cât timp îi trebuie, și ce viteză va avea când va trece prin centrul Pământului. Așa cum am făcut de fiecare dată, vă voi prezenta întâi cunoștințele teoretice necesare pentru rezolvarea problemei. Avem nevoie de legea atracției universale, avem nevoie de două teoreme care ne arată cum interacționează gravitațional un corp sferic cu alte corpuri și de câteva cunoștințe legate de mișcarea oscilatorie armonică. Să le luăm pe rând. Legea atracției gravitaționale ne spune că dacă avem două corpuri cu masele M1 respectiv M2 care se găsesc la distanța R mic unul de celălalt, atunci ele se atrag cu o forță care se poate calcula cu formula pe care o vedeți. K înmulțit cu M1, înmulțit cu M2 și împărțit la R mic pătrat. K se numește constanta atracției gravitaționale și mai multe despre legea atracției gravitaționale puteți găsi în cursul pe care l-am pus pe acest canal. Face parte din playlistul cursurilor de mecanică și se numește chiar așa, legea atracției gravitaționale, și găsiți linkul spre acest curs în descrierea acestui clip. Al doilea lucru de care avem nevoie este să înțelegem cum acționează un corp sferic asupra altor corpuri. Și aici avem două teoreme. Prima se referă la acțiunea unui corp sferic, care poate să fie o planetă, asupra unui corp mult mai mic, care poate fi considerat punct material, așa cum vedeți în desen. Ei bine, teorema spune că acțiunea planetei întregi asupra corpului mai mic, pe care încă o dată spun, îl vedem în dreapta, are loc ca și când toată masa planetei, sau
mai general a sferei, ar fi concentrată în centrul ei, centrul care se vede pe desen. Deci, încă o dată spun, dacă am o sferă cu o distribuție omogenă a masei, deci care are aceeași densitate peste tot, sau măcar are o simetrie radială a densității, atunci această sferă acționează asupra unor corpuri din exteriorul ei cu o forță gravitațională identică cu cea pe care ar acționa un corp foarte mic, un punct material, care s-ar găsi în centrul sferei și care ar avea masa egală cu masa sferei respective. Asta e prima teoremă. A doua teoremă de care avem nevoie este o teoremă care să ne explice cum acționează o sferă goală în interior, deci o sferă care are pereții de o anumită grosime, cum acționează ea gravitațional asupra unui corp care se găsește în interiorul ei, așa cum vedeți în acest desen. Ei bine, corpul din interiorul unei astfel de sfere este în imponderabilitate oriunde se găsește în interiorul sferei. Nu se poate demonstra matematic, fără matematică superioară, după câte știu eu, așa că nu voi face acest lucru, pentru că vreau ca aceste probleme să se adreseze tuturor și nu doar celor care cât de cât se pricep la fizică, dar intuitiv pot să vă spun de ce, și anume, dacă vă uitați la desen, gândiți-vă că partea de deasupra corpului nostru, partea roșie, îl atrage în sus, și partea de sub el, partea albastră, îl atrage în jos. Și aceste două forțe înseamnă că pe verticală, dacă ne gândim doar la forțele pe verticală, înseamnă că trebuie să fie egale și de sens contrar din moment ce corpul din interior este în stare de imponderabilitate. Și așa este, ele sunt egale și de sens contrar pentru că partea roșie e mai aproape de corp, dar e mai puțină, în timp ce partea albastră e mai departe de corp, dar e mai multă. Și aceste două lucruri se compensează reciproc și sunt valabile indiferent în ce poziție se găsește corpul nostru. Deci în interiorul unei sfere care are pereții de grosime egală peste tot, orice corp se găsește în stare de imponderabilitate. Se numește teorema stratului sferic. Acum să vedem ce trebuie să știm despre mișcarea oscilatorie armonică. Întâi, ce este mișcarea oscilatorie? O mișcare este oscilatorie dacă are loc de o parte și de alta a unei poziții de echilibru. Deci, corpul se deplasează odată într-un sens, odată în celălalt sens și se deplasează simetric față de o poziție care este poziție de echilibru. Adică dacă oprim acolo corpul, el rămâne acolo. Ei, o astfel de mișcare oscilatorie este oscilatorie armonică, așa cum vedeți scris, dacă forța care produce mișcarea respectivă este de tip elastic. Ce înseamnă forță de tip elastic? O forță este de tip elastic dacă modulul ei este în fiecare moment proporțional cu distanța de la poziția de echilibru până la poziția pe care o are la momentul respectiv oscilatorul, corpul care oscilează. Această distanță de la poziția de echilibru până la oscilator se numește în oscilații elongație. Deci o condiție este ca forța să aibă modulul proporțional cu elongația și sensul ei să fie în fiecare moment opus elongației. Și atunci avem o forță de tip elastic. Formula unei forțe de tip elastic este cea pe care o vedeți, și anume, ea este minus kappa elastic, constanta elastică, să nu o confundăm cu kappa din legea atracției universale, tocmai de aceea i-am pus indicele E, deci constanta elastică înmulțită cu elongația. Mai trebuie să știm formula perioadei unei mișcări oscilatorii armonice. Adică cât timp trece din momentul în care mobilul se găsește la capătul cursei și până când ajunge din nou acolo. Așa e cel mai simplu de definit perioada. Timpul în care
mobilul descrie o oscilație completă. Este perioada. Formula perioadei este cea pe care o vedeți. Ea se calculează cu formula 2pi radical din m supra kappa elastic, unde m este masa corpului care oscilează și kappa elastic este constanta elastică. Și, în fine, mai avem nevoie de formula vitezei maxime într-o mișcare oscilatorie armonică. Viteza este maximă când oscilatorul trece prin poziția de echilibru. Și această viteză maximă se poate calcula cu formula pe care o vedeți. Viteza maximă este radical din kappa elastic supra m și totul înmulțit cu amplitudinea mișcării. Amplitudinea este cea mai mare elongație, adică este cea mai mare distanță la care ajunge oscilatorul față de poziția de echilibru în timpul oscilațiilor. Cea mai mare distanță la care ajunge se numește amplitudine. Acestea sunt cunoștințele de care avem nevoie și acum putem trece la rezolvarea problemei. Să ne gândim întâi ce fel de mișcare descrie piatra. Evident că în primele clipe de cădere, ea va cădea ca oricare corp aflat la suprafața Pământului cu accelerația de 9,81 metri pe secundă la pătrat. Dar pe măsură ce se va apropia de centrul Pământului, forța gravitațională orientată în jos pe care o simte piatra va fi tot mai slabă, pentru că atunci când trece prin centrul Pământului, ea va fi în stare de imponderabilitate, după cum vom vedea când vom rezolva problema. Dar va avea o anumită viteză când trece prin centrul Pământului și din inerție va urca. Dar de data asta mișcarea va fi încetinită, va urca și viteza ei se va face tot mai mică, tot mai mică și se va opri o clipă la polul sud. Și dacă nu-i nimeni acolo să o prindă, atunci piatra va începe din nou să coboare, va trece din nou prin centrul Pământului și va urca din nou, încetinit, până când va ajunge la polul nord din nou. În momentul în care lăsăm piatra să cadă, forța cu care o atrage Pământul este, să o notăm cu G0, greutatea pietrei la suprafața Pământului. Dacă o scriem folosind legea atracției universale, atunci ea are expresia kappa ori masa Pământului ori masa pietrei supra, vă amintiți teorema care spune că Pământul atrage piatra ca și când ar avea toată masa concentrată în centrul lui, și atunci înseamnă că distanța de la polul nord până în centrul Pământului ne interesează și ea este de fapt raza Pământului. Deci supra raza Pământului la pătrat. Dar când piatra a căzut deja o parte din distanță, este acolo unde o vedeți acum în desen. Atunci această parte a Pământului care se găsește între cercul pe care l-am desenat și suprafața Pământului, parte pe care o să o hașurez, această parte nu mai acționează asupra pietrei noastre. Pentru că am văzut teorema care spune că dacă aici ar fi un gol, oriunde s-ar găsi piatra în golul respectiv, ar fi în imponderabilitate. Pentru că acțiunea gravitațională a acestei sfere cu pereții de această grosime este nulă asupra, efectul gravitațional este nul asupra pietrei. Și atunci, ceea ce mai contează este doar partea aceasta din Pământ. Ca și cum Pământul s-ar fi micșorat și acum atrage piatra acest Pământ, să-i spunem Pământul micșorat. Vedeți un desen și aici care explică același lucru. Vedeți cum partea albastră reprezintă Pământul micșorat,
Și singura acțiune gravitațională care ne interesează în acest moment, în această poziție a pietrei, este atracția acestui pământ micșorat. Pentru că, repet, restul are o acțiune gravitațională nulă asupra pietrei, conform teoremei pe care am discutat-o la început. Și atunci, greutatea pietrei în acest moment, să o numim greutate, forța cu care ea este atrasă în continuare înspre centrul Pământului, este, să o notăm cu G, este K, ori masa Pământului micșorat, să o notăm cu MP', adică masa Pământului, dacă ar fi doar atât, dacă ar avea raza R și nu RP, și nu raza Pământului, așa cum vedeți în desen. Raza Pământului micșorat, deci, trebuie să apară la numitor, la pătrat, să notăm cu R numai, R la pătrat, și atunci am G egal cu K, ori masa Pământului micșorat, ori masa pietrei supra R pătrat. Și acum, dacă fac raportul G0 supra G, atunci K se simplifică, M mic se simplifică și obținem masa Pământului supra masa Pământului micșorat înmulțit cu R pătrat supra raza Pământului la pătrat. Deci am găsit această relație din care putem să exprimăm greutatea pietrei acolo unde se găsește acum, adică această forță. Să putem să-l calculăm pe G, trebuie să exprimăm masa Pământului și masa Pământului micșorat în funcție de densitate și de volum. Masa Pământului întreg este densitatea Pământului înmulțită cu volumul întregului Pământ, pe care dacă îl aproximăm ca sferă, atunci îl putem calcula cu formula 4pi ori raza Pământului la a treia supra 3. Iar masa Pământului micșorat va fi rho înmulțit cu 4pi ori r la a treia supra 3. Pentru că raza Pământului care apare în desen albastru este R. Am notat-o cu R. Vedeți, aici am presupus că densitatea nu se schimbă atunci când piatra coboară, ceea ce nu e adevărat, dar dacă luăm o densitate medie, atunci nu greșim prea mult. Deci rezultatul oricum va fi aproximativ, pentru că vom aproxima și alte mărimi, așa că nu schimbă prea mult faptul că luăm o valoare medie a densității. Pentru că, de fapt, miezul Pământului are densitatea mai mare decât suprafața Pământului. Și acum, avem raportul MP supra MP'. Dacă fac acest raport, se simplifică densitatea, se simplifică 4pi, se simplifică 3 și obțin că acest raport este egal MP supra MP' cu RP la a treia, raza Pământului la a treia, supra R la a treia. Și acum se observă că RP la pătrat se simplifică cu RP la a treia, R la pătrat se simplifică cu R la a treia și obțin relația G0 supra G este egal cu, a rămas doar raza Pământului supra R. Raza Pământului supra R. Acum, din relația la care am ajuns, putem să-l exprimăm pe G, adică forța care ne interesează. G este G 0 ori R supra RP.
Și se mai poate scrie așa, G0 este M ori G mic 0, nu? Greutatea unui corp la suprafața Pământului este masa corpului înmulțită cu accelerația gravitațională la suprafața Pământului, care are valoarea aproximativă 10 metri pe secundă la pătrat, supra raza Pământului și totul ori R. Deci am găsit această expresie pentru greutatea pietrei când ajunge undeva în interiorul Pământului. Se vede că ea depinde de distanța pe care o mai are de parcurs până să ajungă în centrul Pământului. Și se mai vede ceva foarte important, că ceea ce am aici e o constantă. Masa pietrei este constantă, G0 este o constantă, raza Pământului este o constantă. Înseamnă că modulul forței care acționează asupra pietrei este proporțional cu distanța de la piatră până în centrul Pământului. Și forța are sens opus distanței măsurată din centrul Pământului până la piatră. Înseamnă că, și vă rog să vă uitați la acest desen, că de fapt forța care acționează este de tip elastic, pentru care modulul proporțional cu distanța din centrul Pământului până în poziția în care se găsește piatra și sensul este opus, elongație. Acum putem numi elongație această distanță, care e notată cu Y pe desenul pe care îl vedeți. Cu alte cuvinte, totul se petrece ca și când aș avea un resort prins la polul nord de ceva și aș avea o poziție de echilibru când piatra se găsește în centrul Pământului. Și acest resort pune în mișcare de oscilație piatra. De fapt, noi o scoatem din poziția de echilibru și apoi o lăsăm să oscileze. Și înseamnă că mișcarea este o mișcare oscilatorie armonică. Iar amplitudinea ei, așa cum vedeți pe desen, este chiar raza Pământului. Pentru că distanța maximă din centrul Pământului până unde ajunge corpul care oscilează, adică piatra, este egală cu raza Pământului. Deci am demonstrat, folosind această relație, că mișcarea pietrei este oscilatorie armonică. Adică ea se mișcă exact la fel ca în cazul în care ar fi prinsă de un resort și în centrul Pământului ar fi poziția de echilibru și pe urmă o scoatem din poziția de echilibru, să zicem o ducem până la polul sud, îi dăm drumul și atunci ea începe să se miște de o parte și de alta a poziției de echilibru, având viteza cea mai mare când trece prin poziția de echilibru. Adică am o mișcare oscilatorie armonică, așa cum am mai spus. Ce ne mai arată relația asta? Că dacă R este 0, atunci și greutatea este 0. Păi când este R 0? Când piatra se găsește în centrul Pământului. Deci înseamnă că atunci când un obiect se găsește în centrul Pământului, el este în stare de imponderabilitate, nu mai are greutate. Și acum, dacă mișcarea este oscilatorie armonică, înseamnă că partea constantă din ecuația care exprimă forța care acționează asupra pietrei este constanta elastică. Deci, constanta elastică, în cazul nostru, este M ori G0 supra raza Pământului. Și atunci putem aplica formulele de la mișcarea oscilatorie armonică. Perioada este 2pi radical din M supra kappa elastic. Adică, în cazul nostru, va fi 2pi radical din M supra constanta elastică, supra M ori G0 și raza Pământului trece la numărător. M se simplifică.
Ceea ce înseamnă că nu are importanță ce masă are corpul pe care îl lăsăm să cadă în conducta noastră. Timpul necesar ca să ajungă dincolo va fi același. Și viteza, o să vedeți, cu care trece prin centrul Pământului, va fi aceeași indiferent de masa corpului. Și obținem că perioada este 2pi radical din raza Pământului supra G0. Dacă luăm raza Pământului, îi dăm o valoare aproximativă de 6400 de kilometri și transformăm în metri, atunci voi avea 6.400.000 împărțit la G0, care are valoare aproximativă 10 metri pe secundă la pătrat. Și atunci perioada va fi 2pi radical din, aici o să am 64 urmat de 4 de 0, radical din 64 urmat de 4 de 0, pentru că am avut 64 urmat de 5 de 0, dar am împărțit la G0. Sub radical avem un pătrat perfect, este 800 la pătrat, înseamnă că perioada va fi 2pi înmulțit cu 800 secunde, pentru că am lucrat cu toate mărimile exprimate în unități de măsură din sistemul internațional, obținem secunde. Și dacă facem calculul, vom găsi că perioada are valoarea aproximativă de 5.000 de secunde. 5.000 și câteva zeci de secunde. Adică, aproximativ, 84 de minute. 84 de minute. Dar atenție, perioada este timpul care trece din momentul în care las piatra să cadă până când vine înapoi. Asta înseamnă o oscilație completă. Mobilul, oscilatorul, se duce până la capătul traiectoriei și vine înapoi. Ori întrebarea era, după cât timp ajunge dincolo? Păi, evident că ajunge dincolo după jumătate din acest timp, adică după 42 de minute. Deci, am găsit răspunsul la prima întrebare. Dacă lăsăm piatra să cadă, sigur că n-am spus, dar e evident că am neglijat frecarea cu aer la viteze atât de mari ca vitezele pe care le atinge piatra, frecarea cu aerul devine foarte, foarte importantă, dar am neglijat frecarea cu aerul. Deci dacă lăsăm piatra să cadă și am făcut vid în țeava pe care am pus-o de la un pol la celălalt, atunci ea va ajunge de la polul nord la polul sud sau de la polul sud la polul nord în aproximativ 42 de minute. Și acum să vedem cum stăm cu viteza. Viteza maximă va fi atunci când piatra trece prin centrul Pământului. Și avem formulă, tot de la mișcarea oscilatorii armonică, viteza maximă este radical din capa elastic supra M, totul înmulțit cu amplitudinea. Și nu uitați că în cazul nostru amplitudinea este raza Pământului. Și atunci viteza maximă va fi radical din kappa este M or G0 supra raza Pământului și mai bine supra M, din nou masa se simplifică, ceea ce înseamnă că evident și viteza va fi aceeași, indiferent ce masă are piatra când va trece prin centrul Pământului și totul înmulțit cu amplitudinea care este raza Pământului. Dacă introduc raza Pământului sub radical, ea va fi la pătrat și se va simplifica odată cu raza Pământului de la numitor și găsesc că viteza maximă este radical din G0 ori raza Pământului. Adică va fi radical din raza Pământului 6400 km, ca să fie metri
mai trebuie să pun 3 zerouri și înmulțit cu 10. Încă o dată un 0. Și înseamnă că din nou am un pătrat perfect, pentru că am 64 ori 10 la a 6-a. Ceea ce înseamnă că viteza maximă va fi 8 ori 10 la a 3-a, adică 8.000 de metri pe secundă, adică 8 km pe secundă. Deci atunci când piatra, indiferent ce masă are, trece prin centrul Pământului, are viteza de 8 km pe secundă. Aproximativ. Pentru că n-am luat valorile foarte exacte nici pentru G0 și nici pentru raza Pământului, dar rezultatul este foarte aproape de rezultatul mai exact pe care l-am putea obține. 8 km pe secundă este viteza pietrei când trece prin centrul Pământului. Probabil că unii ați observat o coincidență, și anume faptul că viteza pietrei când trece prin centrul Pământului este aceeași cu prima viteză cosmică. Într-adevăr, dacă folosim legea atracției universale ca să calculăm viteza necesară unui satelit de joasă altitudine să rămână pe orbită, să descrie cercul din jurul Pământului, vom găsi tot cam atâta. Aproape 8 km pe secundă. Iar dacă vom calcula și perioada de rotație a satelitului, a acestui satelit în jurul Pământului, vom găsi 84 de minute aproximativ. Adică tot atât cât este și perioada de oscilație a pietrei în tunelul pe care l-am săpat de la pol la pol. De ce apar aceste rezultate identice în probleme atât de diferite? Pentru că orice mișcare oscilatorie armonică este de fapt proiecția unei mișcări circulare pe un diametru al traiectoriei. Și în cazul nostru, mișcarea pietrei de la un pol la celălalt, mișcarea oscilatorie armonică a pietrei de la un pol la celălalt, nu este decât proiecția mișcării unui satelit de joasă înălțime care se rotește în jurul Pământului pe axa Pământului. Este proiecția acelei mișcări pe axa Pământului. Dar despre asta vom vorbi cu o altă ocazie. Ați văzut cum cunoștințe dintr-un anumit domeniu ne pot ajuta să înțelegem lucruri din cu totul alt domeniu. De aceea trebuie să învățăm tot felul de lucruri care unora le par inutile. Ele vor folosi la un moment dat, ajutându-ne să înțelegem alte lucruri din alt domeniu. Din această cauză este foarte importantă o noțiune despre care, din păcate, nu prea se mai vorbește în ultimul timp, și anume cultura generală. Cultura generală te ajută, te face să poți lega lucrurile într-un tot unitar și să vezi lucrurile în ansamblul lor. Din această cauză, eu nu cred în specialiști fără cultură generală. Pentru că omul fără cultură generală are ochelari de cal. Sper că v-a plăcut problema și ceea ce putem învăța prin rezolvarea acestei probleme. La revedere!